Faptele Apostolilor, capitolul 3. Credința în numele meu, Iisus. Credința și nimic altceva decât credința te pune pe picioare, te întărește, te vindecă complet, te face puternic, te întregește și îți dă perfectă vigoare, forță, robustețe și sănătate deplină. Faptele Apostolilor, capitolul 4. Eu, Iisus, îmi întind mâna către tine să te vindec, să fac minuni, semne și lucruri supranaturale pentru tine. Faptele Apostolilor, capitolul 9. Eu, Iisus, te vindec, te fac întreg, ridică-te acum, strânge-ți patul de boală, căci nu vei mai sta în el. Faptele Apostolilor, capitolul 19. Puterea mea face ca bolile să se depărteze de tine. Ele te lasă și nu te mai țin captiv și legat, ci vei fi și vei rămâne vindecat. Romani, capitolul 8. O nouă putere operează în tine acum. Este legea Duhului meu de viață, care curge din mine și care suflă ca un vânt puternic peste tine, te eliberează de legea păcatului și a morții. Întâi Corinteni, capitolul 6. Eu, Iisus, îți spun, corpul tău este partea corpului meu. Eu te-am creat cu demnitate și eu mă îngrijesc de corpul tău ca de ochii mei. Eu te-am modelat și eu te susțin pentru că faci parte din mine. 1 Corinteni, capitolul 11. Dacă tu discerni și dacă-ți pasă de trupul meu frânt pe cruce pentru tine și dacă te judeci singur, dacă te examinezi, atunci tu nu vei fi judecat, nu vei fi nici slab, nici bolnav și nici nu vei muri prematur. Întâi Corinteni, capitolul 12. Eu, Iisus, vreau să fii vindecat și sănătos, pentru că am dat, prin Duhul meu, daruri de vindecare în trupul meu. 2 Corinteni, capitolul 4. Eu, Iisus, vreau ca viața mea să se manifeste, să fie arătată în trupul tău muritor. Eu vreau să trăiesc în tine. Vreau ca viața mea de înviere să fie evidentă în tine. Doi Corinteni, capitolul 1. Te-am eliberat de moarte și te eliberez și dacă te încrezi în mine, te voi mai elibera. De câte ori vei avea nevoie, pentru că eu sunt cel care ridic din moarte,
Eu sunt învierea și viața ta.